Bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Dacă am făcut în trecut atâtea jocuri de genul metode de a tortura iubita, profesorii, șeful, tot, astăzi vom face metode de a tortura președintele sau viitorul președinte, că încă n-au început alegerile în America, dacă nu mă înșel. Este din dimineața când filmez, nu contează. Vreau să strângem foarte multe like-uri la acest episod, strângem peste câteva mii de like-uri pentru că știu că va fi un episod genial. Haideți să-i dăm play. Aici avem pe Trump. Și aici avem toate, să zic eu, variantele noastre, toate posibilitățile de a-i face rău. Haideți să începem cu acesta, eu știu. Vine un elefant și îl ia în coarne. Oh, ia peruca. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Again. Am făcut una. Hai să vedem și pe asta. What the fuck? I-a prins peruca viață. Bă, ești prost? Mă, ce face? Și-a dat în cap cu subwooferul sau ce-o fi ăla. Make America great again. Folosit. Ia uite aici un telefon. Ah, asta e altceva. Avem un măgar. Care se pare că îi strică discursul. Dar măgarul vrea să dea. Bine, măgarule. Avem aici o cameră. Bă, de ce merge să o apăs? Mă rog. Ia uite pe asta. Vine o mânuță din aer și îi fură ăla. Nimic ciudat. Săracul de el. A doua și... Oh, aia a fost lovitură de 10.000 de puncte. Am văzut aici ceva. Niște mexicani, mariachi. Cât de tare e asta? Ia ce mai avem noi pe aici? Un microfon. Iarăși vine un mexican. Ba nu, ăsta e un... Unde stai? Un cowboy. Împușcă-l. Câte jocuri s-au făcut pe seama lui Trump? Uite, avem aici un coș de gunoi. Nu îmi zice că-l bagă în el cum l-a băgat ăla pe Diaconescu. Cioacă. Nu cioacă, ăla, Tolea, ciumac. Și s-a dus cu el în aer. Bă, câte mai avem pe aici? Mai avem șapte. Nu, nu avem șapte, mai avem încă patru. Avem aici o macara. Una, două. Unde-i 34? 3. Asta am pus-o. Am pus-o. Ne mai trebuie una. Patra. Ia uite-le. Păi, de ce nu? Ia să vedem ce se poate întâmpla la aceasta. Cade o cărămidă, nimic ciudat. Îl zidește aici, ești nebun? Bă, cât de șmecher e jocul ăsta, adică e așa amuzant. Dar ideea este că...
Nu înțeleg un lucru. Mi se pare cam prea nerealist. Adică am mai văzut și de ăștia nerealiste, dar asta parcă le întrece pe toate. Adică niște mâini plutitoare, după vin niște mariachi. Bine, mariachii ăștia m-au uns pe suflet. Hai să vedem ce avem pe aici. Un cuib. Care vine un uliu sau ce-o fi el, vultur, care vine și dă declarație în fața publicului. Nimic ciudat. Câteodată mă simt așa prost. Ia să o vedem și pe asta cu mingea. Cineva-i dă cu o minge în coaie. El se apleacă. Oh, și vine un jucător de fotbal american și îi dă un placaj. Oh, al doilea. Grămada cere vârf, grămada cere vârf. Touchdown. Am mai văzut pe aici. Parcă încă ceva, deci mingea am folosit-o. O stai că e ceva incomplet aici. Dacă mai avem și pe asta cu mustața. Ne-ar mai trebui unul. O lumină din cer vine și... este Dumnezeu, cică. Îl ceartă. Oleo, îl și bate la funduleț. Asta nu... Pe asta nu știu dacă am folosit-o. Am folosit-o pe asta. Nu. Trebuie să mai gândesc la altele, dar nu îmi dau seama care ar mai fi. Că am numărat greșit probabil. Nu știu unde e a patra. Sau poate am uitat de ea. Așa. Maria, ce am folosit? Asta am folosit-o. Mingea am folosit-o. Coșul de gunoi l-am folosit. Asta am folosit-o. Pe asta n-am folosit-o. Ia să vedem. Asta este cea de final. O Big Mama care vine și... Trump râde. Dai două poșete de lazurile de colo-colo. Dar plăcerea mea în acest episod și sper să... Să nu vă supărați și să dați și voi like-uri este să mai văd o dată mariachi. Continuă. Și le-am găsit pe toate, dar vreau să mai văd o dată mariachi. Frate, sunt geniali. Cum vine asta aici și stă și cântă și pleacă după. Hai încă o dată. Mariachi, să cânte mariachi. Ole! Geniali. Fraților, cum să vă spun eu vouă? Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Sper că o strângem multe like-uri ca în trecut. Că nu prea mai strâns multe like-uri la seriile de Wake Your, nu mai știu ce, Wake Your, nu mai știu ce. Și țin minte că primul episod v-a plăcut tare mult. Prima, când am făcut treaba asta acum vreo câteva luni bune. Chiar și acel clip are vreo câteva sute... de mii bune, de vizualizări, deci chiar v-a plăcut ăla. Aici, nu știu, o să mai fac, am atâtea chestii cu Wake Your, nu știu, de care. Și dacă o strângem multe like-uri la, pardon, acest episod îmi vine să râgăi, că dimineața nu mănânc și când mănânc îmi vine să râgăi așa într-una, ca porcul. Mi-am pierdut ideea. Da, și eu aș avea de unde, dar sper să vă placă și vouă și sper să dați multe like-uri ca să putem să mai facem episoade în continuare. Astăzi l-am bajocorit pe Trump, data viitoare nu se știe ce vom face. Îmi da Linuș mesaj că trebuie să-ți faci pomană de un an. Nu știu cu ce, nu știu ce va fi.
Eu am fost Bucea și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!